despre aceeași putere, dar poate crea uneori un efect optic care să semene cu un curcubeu. Fiind întuneric în jurul nostru, ochiul percepe un fel de halo gri, fără a distinge însă cele 7 benzi colorate. Iată câte culori și câte lumini sunt în jurul nostru, atât ziua cât și noaptea. Interesant, nu? Bun găsit, stimați telespectatori, o nouă ediție 3x3. Într-o formulă specială, facem astăzi numai două reprize și primul ceas vom sta de vorbă cu Cristian Tudor Popescu. Bună ziua și mă însoțește în toată această emisiune Miruna Munteanu. Cristian Tudor Popescu a publicat o carte, Filmul surd în România mută, politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune 1912-1989. Editura Polirom, colecția Cinema, și trebuie să vă spun, stimați spectatori, a fost o mare surpriză pentru mine. Știam că de mai multă vreme Cristian Popescu și-a dat un doctorat în cinematografie, că ține un curs, nu era un secret pentru mine, este scriitorul și gazetarul eminent pe care îl știți, dar citirea cărții mi-a străzit în primul rând foarte multe melancolii, vorbește despre filmele românești pe care cu toții le-am văzut, cel puțin în generația noastră, în ultimii 20-30 de ani, și felul în care le citește ca un act de propagandă, ca o manipulare pe care cinematografia românească a făcut-o asupra societății românești cu bună știință și cu rea credință, da? Este cât se poate de interesant. A fost o experiență a lecturii, așa cum știți, o carte cu sufletul la gură, vrei să mergi mai departe și mai departe și mai departe, și vreau să discutăm despre felul în care filmul a influențat societatea românească și efectele acestei influențe, repet, prin manipulare și propagandă, conceptele cheie ale acestei cărți în emisiunea de astăzi. Domnule Popescu, întâi date felicitări. O carte care chiar merită citită. Filmul surd în România mută. De ce acest titlu? Pentru că definesc în această carte ce înseamnă filmul surd. Film mut, știm cu toții ce înseamnă, sau, mă rog, film vorbitor și film mut, film sonor. Filmul surd e un film care vorbește singur, care nu dorește, de fapt, un feedback, nu dorește o interacțiune cu spectatorul, nu dorește să îi pună niște întrebări la care spectatorul să-și formuleze răspunsuri. Filmul surd, el întreabă și el răspunde, spectatorul fiind inert, paralizat, în fotoliu, nu îi se cere colaborarea în niciun fel, nici să de scenarii, gândească, nici de regizori, nici de către nimeni. Trebuie să se desfășoare filmul surd, cap-coadă, să fie bifat, că a fost transmis către mase și cine se speră... asta? Pentru că eu mi-aduc aminte și cred că și noastră și Miruna Munteanu, sălile erau arhipline la filme românești. Au fost filme în care am văzut ropote de aplauze, lumea tropăind sau emoționându-se foarte tare la un Mihai Viteazu, despre care dumneavoastră vorbiți mult și scrieți un capitol întreg despre film, sau la comedie, acele BD, Faptul Divers, lumea era, râdea, era foarte fericită. Deci, cum se explică lucrul ăsta dacă filmul era surd? Păi era surd la început. Eu... întreaga evoluție a filmului românesc care se desfășoară în paralel cu evoluția propagandei. Imaginea care mi-a generat această carte, pentru că mecanismul generativ, deși este o carte de sinteză, să-i spunem, de cercetare, de arhivă, și dacă o apreciați dumneavoastră, domnule Stelian Tănase, e cu atât mai important aprecierea, pentru vreau că să mă știți ce înseamnă asta. Am avut o discuție cu Cristian Popescu când am aranjat această emisiune și am spus cât apreciez următorul fapt. Aici este o cercetare de arhivă, toate filmele românești pe care cred că cei mai mulți le-ați văzut și de mai multe ori sunt repertoriate în carte, sunt câteva, o scurtă analiză, o analiză succintă a lui și cum este un fapt de propagandă și care a fost importanța lui pentru propaganda românească, să spunem că filmul se ocupă nu numai de epoca Deș și Ceaușescu, începe cu Războiul Independenței 1912, primul film de propagandă românesc. Filmul românesc începe sub zodia
propagandei. Exact. Și am constatat că este o cercetare de arhiv. A văzut toate aceste filme, sunt sute. Câte filme? 500 și 50? 550 le-ați văzut de filme pe toate. Perioada comunistă, aproape pe toate. Le-ați văzut Hai pe să toate. Zicem că mai sunt câteva pe care nu le-am văzut, dar am văzut sute de filme. Să știți că nu le-a văzut lumea, cum spuneți, pe toate. Din filmele e un parametru foarte simplu care spune asta. Unele filme pe care le-am cerut de la Arhiva Națională le-am cerut numai eu în ultimii 20-30 de ani. Nu le-am mai cerut nimeni. Dar au fost în săli? Au fost în săli cândva. Au bifat număr de spectatori. Au bifat un număr mai mare sau mai mic de spectatori. Pentru că nu toate au avut 7 milioane de spectatori cum a avut Dacii sau al lui Sergiu Nicolaescu sau acelui a Sergiu Nicolaescu, Mihai Viteazu. Asta e o altă vârstă a cinematografiei românești și a propagandei. Imaginea care stă la baza acestei cărți este cea a unui copil infectat cu HIV încă din burta mamei. Copilul fiind cinematograful românesc. Exact. Pentru că așa a fost să fie, cinematograful românesc de ficțiune s-a născut practic odată cu propaganda comunistă în România. Ce s-a făcut în cinematograful românesc până atunci, cinematograful de ficțiune, e foarte puțin, aproape neglijabil. Cu excepția lui O noapte furtunoasă, 1943, în regia lui Jean Georgescu, care nu este teatru filmat, după ci Caragiale, film. Ci un film, o capodoperă, da. Și al unui film de prin 1925, Manase. Manase, da. Iarăși, după piesa. După Manase, piesa, da. Da. Foarte bine făcut. În rest, nu sunt decât sketch-uri, melodrame ieftine, lipsite practic de valoare. Și, mă rog, încă unul sau două filme de propagandă. Deci, practic, cinematografia românească ia naștere în 1949, odată cu Răsună Vale, cu filmul lui Paul Călinescu. E primul film de după război. Făcut după război. Nu, s-au mai făcut după război și în 47, după Pădurea Îndrăgostiților. După ce comuniștii au luat puterea, în 49 se face acest film. Și apoi putem vedea evoluția cinematografiei românești în paralel cu boala din ADN-ul ei. Pentru că acest copil era infectat cu virusul imunodeficienței politice încă din uter. Și pe măsură ce cinematograful evoluează, evoluează și boala din el. Când apar primii fiori erotici, nu? Da. La un 11, 12, 13 ani, la un cum se face trecerea asta de la propagandă la manipulare? Pentru că aveți un capitol în care spuneți, acestea era o propagandă primitivă în care dușmanii poporului erau arătați cu cuțitul, beți, de elemente descompuse ale vechii burghezii și apoi, poate odată cu Titus Popovici, cu sfârșitul 50, cu valurile Dunării. Valurile Dunării, sigur că da. Propaganda se amestecă la... Se artisticizează. Da. Devine mai inteligentă, nu mai se răstoarnă raportul. Deci, dacă rămânem în zona erotismului, a idoma unui copil, unui adolescent care ajunge la vârsta de 13-14 ani, ceea ce însemna începutul anilor 60, acolo începem să avem primele săruturi, pe ecran se avem prima cenzură. Scenă de pat. În vreme ce în când anii este? 50... Când este în filmul românesc? Prima scenă de pat, după cercetările mele, este în Diminețile unui băiat cu minte. Cu Dan Nuțu, cu Irina Petrescu și Mariana Mihuț. Acolo este o scenă, prima bineînțeles, dată. Suficient cu de... Cu camera mai departe. Mai departe, cu plapul matrasă, dar... Era un pat. De pat, așa? Da. În dimineața. Primul sărut când este? Mai este una în între Silvia Popovici și Ilarion Ciobanu în prin 1962, se pare, în nu. Omul care ne trebuie. Omul care nu l-am văzut. Nu. Acolo mai este, dar aia este ceva, sunt amândoi îmbrăcați, Ilarion Ciobanu și la cravată. Mai lipseau să spună și paltoanele pe ei. Numai scenă de pat nu era. Deci odată cu, iată, apariția primilor fiori erotici în filmul românesc, apar și bubele imunodeficienței, cum apar la SIDA bubele alea pe piept și pe gât, așa îi apar bubele noi ale bolii acum, adică național-comunismul. Până atunci aveam o cinematografie prosovietică în anii 50. Și ca tehnică, nu numai ideologic. Foloseau metodele regizorilor sovietici. Sovietici. Deci până scenariul de fier... Pe la jumătatea anilor 50, până prin
57 până la primele 4 minute ale erupției lui Liviu Ciulei. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l ierte, da. Și să-l ierte. Și să-l ierte, da. Până atunci se filma într-adevăr după preceptele stabilite în anii 30 în Uniunea Sovietică, după care prosovietismul, antiromânismul cinematografului românesc. În anii 50, asta este ceva 40, ce nu s-a spus. Cum? Explicați. Cum era acest era film antiromânesc? Filmul antiromânesc, de pildă Mitrea Cocor. În Mitrea Cocor... Pe scenariul lui Mihail Sadoveanu. Sigur după că, după cartea lui Mihail Sadoveanu. În Mitrea Cocor, acolo e vorba de soldații armatei române care sunt considerați slugi ale buljuilor, lași și trădători, prin comparație cu soldații din divizia Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu, care vor veni în România. E o scenă care mi s-a părut absolut emblematică, când Septimiu Sever, cel care îl interpretează pe Mitrea Cocor, scrie pe vagon, pe un vagon de cale ferată, de marfă, care transporta însă și soldați, București-Moscova, și el scrie de sub și retur. Da? Aceea, o și mai agresivă atitudine anti-armata română este în filmul Viața nu iartă, al lui Manole Marcus și Iulian Mihu, în 1959, unde o teză străveche a partidului care e foarte familiară, domnule Sterian Tănase, doamnă Miruna Munteanu, Partidul Comunist, în perioada lui timpurie, în România, milita pentru dezmembrarea statului român. În perioada interbelică, așa erau, perioada interbelică, tezele principale. Stat, era un stat multinațional, care asuprește mai multe națiuni și care trebuie dezmembrat în beneficiu clasei muncitoare de pe Mapamond. Ei, această teză este reluată în 59, rușii plecaseră deja, rușii în 58, plecaseră în 25 iunie 1958, ultimii soldați ruși părăseau România și totuși iată că în 59 se face acest film în care primul război mondial este prezentat ca un război de clasă, armata română, cea care a eliberat, a realizat Marea Unire, nu? Atunci în 1918, este prezentată ca o adunătură de inconștienți care au luptat împotriva propriilor lor interese și cumva paralel cu atitudinea lui Lenin, care dorea înfrângerea Rusiei în război pentru ca să izbândească revoluția. Clasa muncitoare, sigur. În clasa muncitoare în revoluție. Deci această atitudine îndreptată împotriva armatei române este dusă la extrem în Viața nu iartă. Poate era un preț pe care Dejil plătea. E totuși, adică par o temă plasată într-un moment istoric nepotrivit. Foarte și corect, revin la ce spuneați dumneavoastră cu filmul surd. Oare un film complet surd nu-și ratează tocmai obiectivul de a manipula dacă nu reușește să obțină niciun feedback și nici nu-și propune? Cum poate influența, că până la urmă propaganda asta are ca scop să influențeze masele într-o direcție, să le orienteze în direcția gândită de conducători. În momentul în care nu ai niciun fel de raport cu realitatea acelor mase, cum mai reușești să produci manipularea pe care ți-ai dorit-o? Nu prea o produci. Exact așa s-a întâmplat până în 1959, până la valurile Dunării, al lui Titus Popovici, Liviu Ciulei, regia. Până atunci, acest lucru nu a fost înțeles de către culturnici. Exista o disperare a umplerii fiecărui centimetru de peliculă cumpărată cu banii poporului cu propagandă. Deci disperarea era să bifăm. Am pus aici și colectivizarea, am pus naționalizarea, am făcut și despre asta, și despre asta am veștejit aici burghezia aflată în descompunere. Le-am făcut, înseamnă că e bine. Filmul e bun. Bineînțeles că populația nu marșa la așa ceva. Aveau în continuare succes filmele puține, foarte puține occidentale, care se mai dădeau. Ba chiar filme din țările socialiste prietene aveau succes mai mare decât cele românești. Până când au realizat lucrul acesta și s-au întâlnit aparatul cultural de partid, s-a întâlnit cu cel mai important cineast al perioadei comuniste, care nu e un regizor, ci este un scenarist, Titus Popovici, persoana cea mai influentă din anii 50 până în 89. Da, cel mai important din punct de vedere al propagandei. Din
Vedeți că am avut și o revelație, n-a fost până acum pusă în lumină, clar, moara cu noroc. Cine este regia? Victor Iliu, știm cu tot. Cine este scenariul? Scenariul este Titus Popovici. Valurile Dunării, Lirgia Liviciulei, Titus Popovici, Pădurea Spânzuraților, Liviciulei, Titus Popovici, Daci, Titus Popovici, Mihai Viteazu, Puterea și Adevărul, Titus Popovici, Actorul și Sălbatici, Titus Popovici, Ion, Blestemul Pământului Besel, Titus Popovici, Secretul lui Bacus, o capodoperă de propagandă, prin intermediul comediei, da. Titus Popovici. Și mai sunt Lumini și Umbre și așa mai departe. Deci iată cum marchează. Fiecare an făcea câteva filme și importante pe agenda propagandei comuniste. Exact, da. Pentru că Titus Popovici este primul propagandist eficient în cinematograf românesc care înțelege că este mult mai eficientă manipularea decât propaganda. Adică trebuie ca spectatorului să îi se pară că ajunge la concluzia respectivă prin propria gândire, nu prin niște lozinci impuse servită în mod propagandistic. Nu era ședință de partid în sala de cinema. Exact. Era un film. De fapt, această lecție, probabil că și cu siguranță știa ce a spus Goebbels, Titus Popovici, care era extrem de bine informat și citit, un personaj de înalt nivel cultural. Ar merita scris o carte despre el și cariera lui de scriitor și de membru al CC, biroul Uniunii Scriitorilor. Credeți că el făcea intenționat asta, adică își dorea să manipuleze, sau poate că era un compromis necesar pentru că vroia să creeze, nu știu... Nu numai Titus Popovici, care e o culmea cinismului, după părerea mea. Nu l-am cunoscut personal, dar i-am văzut urmele, le-am mirosit pas cu pas în ce a făcut și în literatură și în cinematografie. Un prozator excepțional, Titus Popovici, care s-a dus spre scenariul de cinema pentru un motiv foarte simplu. Pentru bani. Se plătea bine. Pentru că mult se plătea mai bine decât mult mai bine decât dacă scoteai un roman. Deci după ce a scos două romane excelente, Setea și Străinul, s-a apucat de scenarii cinematografice și s-a umplut de bani. A făcut-o cu un cinism fără margini, inteligent, extrem de inteligent, cu un simț al dialogului, cum există în după părerea mea, există doi scenariști care se pot duce la Hollywood, așa, în toată istoria cinematografului românesc, puteau fi luați Titus Popovici, respectiv Nae Caranfil. Acești doi cineaști români pot fi luați din România și duși la Hollywood și se descurcă fără niciun fel de problemă. Aceștia au fost și sunt, Nae Caranfil, scenariști profesioniști. Cum acționa societatea românească atunci când era propagandă și când a fost manipulare? Pentru că, evident, cinematograful, cel puțin până apărea televiziunii, dar și după aceea, că toate filmele care a spus au apărut, cam cum a mers și televiziunea, care apare în România în 56, cum reacționa sala, cum se lăsa influențată societatea românească de aceste produse. De ce vă spun asta? Pentru noastră, terminați cartea în felul ăsta. Chiar v-am spus acum două zile, mă interesează cum să termină cartea. Cartea se termină așa. Nenumărate filme în care mucitorii, etc., etc. Și spuneți că lozincile care s-au vehiculat în 1990 sunt efectul acestei propagande și manipulări produse în societatea românească prin filmul românesc. Nu numai prin film, nu numai dar prin film, și, prin film. Și prin film. Noi muncim, noi nu gândim. În 1990, masele agitate. Moartea intelectualilor. Nu ne vindem țara. Un privatizat, cu dispreț. Ori toate aceste lucruri erau teme lansate de filmul românesc și de Scânteia și de Trezina Română și etc., etc. Dar le găsim pe toate bifate în programele studiourilor Buftea aprobate de Consiliul Culturii Educației Socialiste. Cum s-a întâmplat asta? Noi nu ne vindem țară, moarte intelectuală. Cum au apărut ele în filme? Ce? Adică, da. Noastră spuneți de fapt în carte că omul nou a apărut, există și este rodul acestei presiuni mediatice asupra lui. Prin film, cum reacționa să lăsa omul? Cum se lăsa furat? Eu am văzut la Puterea și Adevărul lumea în sală aplaudând. Când se făcea dreptate în final, vezi, Doamne, acum știm că era o mascaradă. Lumea aplauda, lumea credea. Credea că trăiește într-o lume de adevăr, de dreptate, că obsedantul Deceniu și Deș fusese un ticălos comunist și internaționalist de inspirație moscovită și a venit Ceaușescu și a făcut ordine, curățenie, a restabilit adevărul. Lumea a crezut asta. Cum se întâmpla? Explicați-mi. Puterea și Adevărul este un echivalent al crucișătorului Patiomkin al cinematografiei ruse, al lui Eisenstein.
Păstrăm proporțiile, bineînțeles. Da, un fapt de propagandă, nu? Da. Cu o altă epocă. Dar făcut excepțional la nivelul dialogurilor, la nivelul scenariului, la nivelul conturării personajelor. A conflictului. Conflictului, toate astea îi se datorează lui Titus Popovici. Deci acela este un roman, de fapt, cinematografic, superb, scris de către Titus Popovici. Dar cum de se lăsa lumea furată de această iluzie? Păi cum să nu se lase? Era... Pentru că era foarte convingător Titus Popovici din punct de vedere artistic. Avea forță. Una era să faci un film ca, eu știu, În sat la noi, nu? În 1951-52, în care era prezentat chiaburul ucigaș, întotdeauna ucigaș atunci, interpretat de Liviu Ciulei. De Liviu Ciulei, da. Așa, care umblă cu cuțit, e alcoolic. Uneltește, urmărește să strice colectiva și pe oamenii cinstiți, să-i omoare. Totul prezentat în alb și negru, țăranii sunt îmbrăcați în costume de operetă, sunt întotdeauna cinstiți, muncitori, harnici, chiaburul e totdeauna rău și urât. Un film primitiv, nu? Deci primitiv, în vreme ce Titus Popovici începe de pildă cu Setea, acolo e prima operațiune de segmentare a masei țărănești. Până atunci țăranii erau în mod, masa țărănească, în mod invariabil bun, cu toții. Oamenii săraci sunt cu siguranță buni, cei bogați sunt cu siguranță răi. Prima dată Titus Popovici are puterea și adevărul de a spune că țăranii pot fi lacomi în masă. Vă amintiți în Setea când moții primesc săraci de pe moșia baronului Romulus Pap. Dezerind. Da. Primesc și ei pământ acolo, pentru că comunistul Ardeleanu, Colea Răutu, spune, da, să primească toți săracii pământ. Nu și numai, ei, chiar dacă, nu numai voi, delenilor, la care delenii ce spun? Dar de ce să le dăm și lor? Adică noi să avem mai puțin? Deci iată... Asta s-a întâmplat și în anii 90, nu? Bineînțeles. În anii 90 a fost același proces. Dar era o mare inovație în propagandă să permiți pe ecran, dumneavoastră, masa de țăran nu e perfect unită, pură și unită. Da. Nu, e atinsă de lăcomie, spune Titus Popovici. Și filmul e cu atât mai eficient în propaganda lui, cu cât introduce aceste nuanțe. În puterea, adică, și adevărul. Adică propaganda e minciună. Nu, este manipulare. Este manipulare pentru o realitate că... complexă, prezentată, exact, în așa fel încât să fie credibilă pentru spectator. Un lucru pe care nu l-am punctat legat de puterea. Să terminăm cu puterea și adevărul. Păi lasă așa, mă întoarce. Exact aici, la puterea și adevărul. Da. De fapt, acest film se potrivește perioadei Ceaușescu. E făcut în anii Ceaușescu, da? Sunt teme acolo vis-a-vis de... Premiera e în 1972. Ce a schimbat Ceaușescu și aparatul lui de propagandă în raport cu Gheorghiu Dej? Pentru că aici, în puterea și adevărul, se vede... Bineînțeles. Se văd temele. Ce a schimbat? Cum a fost sub Ceaușescu această jucărie cinematografă? Există două filme, pietre de hotar, care ilustrează perfect cele două cuvinte din sintagma național-comunism. Național-comunism. Naționalul din național-comunism este ilustrat de Mihai Viteazul. Epopea națională. Exact. Ceaușescu, marele voivod, ducând poporul... Poza, da, cu, de la Burebista, cu toți voievozii și Ceaușescu în centru. Celălalt cuvânt, comunism, este ilustrat în național-comunism de Puterea și adevărul. Sunt cele două filme care schimbă perspectiva de până de Titus atunci. A, bineînțeles, de cine altcineva. Bine, dar e foarte important, deci, că se schimbase paradigma politică, adică sigur, cinematografia n-a inventat posibil curentul ăsta, ci nici s-a pliat pe un curent politic. Nici măcar schimbat... nu s-a pliat, a primit plenara din 71. Să fac asta. Poftim? Plenara din 71. Nu. Lucrurile se schimbă. Aici cred că e o descoperire a lucrării mele. Da, spuneți dumneavoastră, spuneți că în 68. În 68 s-a produs în cinematografia românească echivalentul a ceea ce s-a întâmplat în 28 în Rusia. Până în aprilie 1928, la conferința partidului din aprilie, în Rusia am avut în acele momente cea mai dinamică cinematografie din lume. Invenție. Și să mai spunem, avea un succes mare peste tot.
În străinătate avea succes paradoxal mai mare în străinătate decât în URSS. De pildă, Crucișătorul Potiomkin nu a avut succes mai întâi în URSS, a avut un succes moderat la Berlin și de acolo a venit cu eticheta, cam cum se întâmplă și cu filmele românești care se duc la Cannes și vin de acolo cu eticheta și abia pe urmă se duc și românii să le vadă. Eventual, dacă se duc. Așa s-a întâmplat și cu Crucișătorul. Deci, până atunci, cinematografia rusă era dinamică, într-o ebuliție intelectuală extraordinară, experimente, o cinematografie de avangardă formidabilă, până când, în 1928, odată cu izgonirea lui Trotsky, odată cu Stalin, cu adevărat conducător suprem, cu tovarășul... comunismul într-un bolșevism într-o singură țară. Uniunea Sovietică. Exact, Uniunea Sovietică. S-a terminat cu internaționala, nu mai dăm atâția bani afară, ne chinuim să rezolvăm aici comunismul. Doar și Stalin a spus, dom'le, ce faceți noastră în cinematografia aia acolo? Ce? Pe cum? Montajuri. Adică montaj formalism. De atracții, teoria intervalelor. Crezi că poporul, țăranii, muncitorii sunt influențați de așa ceva? Pe nevoie aici, pe banii poporului, de filme care să influențeze oamenii să meargă acolo în mase. Și din momentul ăla s-a schimbat totul, s-a terminat, începe deșertul cu mici oaze al anilor 30-40 din cinematografia sovietică. Asta s-a întâmplat în 1968 la București. La București în mai 1968. Deci înainte de intervenția în Cehoslovacia. Înainte, cu 3-4 luni de intervenția în Cehoslovacia. În momentul cel mai liberal sau de exact, unde marele liberal independentist Ceaușescu. Ce spuneți dumneavoastră că din 68 a urmat o perioadă de blocaj creativ în cinematografia românească? O perioadă de strângere a șurubului din punct de vedere propagandistic. Deci filme bune s-au creat, de pildă Puterea și Adevărul, care e un film foarte bun. Dar propagandistic este pus la punct perfect. Reconstituirea în ce moment trebuie? Intră? Păi, înainte sau după? Pentru că premiera a fost în 69. Da. 70, în iarna lui 70, dar în ianuarie. Dar filmul s-a lucrat în 69, s-a filmat la Caransebeș. Da. Da. Deci reconstituirea reprezintă consecința, în interzicerea reconstituirii este consecința ședinței din... Dar de făcut s-a făcut, s-a trecut scenariul, s-a aprobat, s-a dat bugetul. S-a făcut pentru că a durat ceva timp până când să se pună în aplicare ce s-a stabilit la ședința Comisiei Ideologice pe problemele cinematografiei din mai 1960. Acolo se vede foarte clar, sunt toate stenogramele, se încheie cu ce spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu spune ce spunea Stalin. Tovarăși, dacă un... Tovarăși! Dacă un regizor dorește să fac, spuneți aici că nu-i libertate? Că artistul trebuie să fie liber? Păi să fie tovarăș. Să vină tovarășul regizor cu 20 de milioane de lei și să-i depună la casierie la buftea. Să facă și film. După aia să facă film. Mă duc și eu să-l văd. Și poate să pună în filmul ăla ce vrea. Asta seamănă foarte mult cu ce auzim în zilele noastre în capitale. Seamănă și cu ce se aude la Hollywood, și cu ce se aude acum. Că cine dă bani o dictează. Exact. Și a fost și o tentativă acum la CNC, în Parlament, dacă vă aduceți aminte, ca statul să devină producător. Din nou, prin intermediul CNC-ului, să devină principalul producer, ca la Hollywood. Vine de undeva foarte precis tendința asta. Atunci cineva să pună bani. Exact. A spus foarte clar. Câtă vreme doar și un regizor e plătit în banii poporului, o să facă ce îi spunem noi. Poporul. Noi suntem reprezentanții noi poporului. Noi suntem poporul. Da. Să se termine cu meandrele astea, cu o fată fermecătoare. Un film al lui Săucan, o fată fermecătoare, un film foarte bun și interesant pe scenariul lui Radu Cosașu. Da. Să se termine cu prostiile astea care să cu facă momentul ăsta cu șovăelnici și de acum înainte intimiste, da, să intimism, exact, foarte bine intimism, să arătăm lupta maselor realizările construcției socialiste, greutățile de care ne mai izbim. Altceva nu ne mai interesează. Dar totuși eu răsfoind, n-am apucat și îmi pare foarte rău să citesc cartea, am văzut o statistică surprinzătoare pentru mine, că din toate filmele românești produse în perioada dată, 60% nu erau propagandă, numai 40% spuneți erau propagandă în sensul dorit de partid. Restul cum scăpau? Foarte simplu. De frică.
Asta era inversarea proporției leniniste. Tocmai, mă așteptam la mai mult, adică mă așteptam să fie invers. Nu, proporția lui Lenin, care n-a Lenin fost... A dat această... Lenin a dat numerus proporția clausus. Prin gura profetului său Lunacharsky, 60% propagandă, 40% divertisment, a spus Lenin. N-a spus 80% și nici 90% propagandă. Cum nici Goebbels, despre care spuneam că cu siguranță a citit Titus Popovici, Goebbels spunea foarte clar, domnule, nu trebuie să punem programul partidului nazist pe ecran, stimați, genose, genose, mă rog să spunem, la comuniști tovari, da. Camarazi, nu trebuie să punem ăsta, trebuie să asigurăm entertainment-ul, trebuie să asigurăm artisticul, drama, ca să transmitem mesajul. Nu venim cu... Așa, exact. În anii 30 cu... Multe dintre filmele, zeci dintre filmele produse, de pildă, în Germania nazistă, au fost capturate de sovietici după 44 și refolosite în cinematografia sovietică. Nu aveam nicio problemă, erau sirop. Filme de telefoane albe, cum filme se fasciste în mergeau Italia, foarte da. Bine în lumea mergeau, comunistă. Mergeau, nu era nicio problemă. Deci, de ce 60-40? În anii 60, la noi s-a inversat procentul. Au fost majoritare producțiile ușoare, fără riscuri. Pentru că le era frică la buftea. Dom'le, nu se știe ce se întâmplă. Și atunci, de ce să facem noi filme despre activiști de partid care au îndoieli? Nu! Să facem filme despre o fată care se duce să cânte într-un rășel și n-are succes la început, dar după aia are. O ia un băiat bun? Ușoare, un băiat bun, muzicale, sau un pușcături pe portativ, de trei ori București. Deci era un moment, era un moment și de destindere, da. De destindere politică generală, se făceau coproducții vesele, 7 băieți și o ștrengăriță, Bătălia pentru Roma, cu Orson Welles și Silva Coșina. De ce? Ca să se ocupe buftea. Asta a fost capacitatea, pentru că buftea a fost de la bun început o unitate de producție mult prea mare pentru posibilitățile artistice și tehnice, adică regizori, operatori, actori ale României, cu care să umple acest mastodont, care era buftea chiar în sud-estul Europei. Și o soluție în anii 60 au fost aceste coproducții vesele cu Occidentul, melodrame, musicaluri, filme istorice, toate nu puneau și probleme. Cu Moscova s-a făcut un film. Cu Moscova, Tunelul s-a făcut în 1966. Piersi, care mai și cânta, mai... Mama. S-a făcut Mama în regia Elisabetei Bostan. S-a făcut un film cu Piersi, care... Cu Moscova? Da, cu Uniunea Sovietică. Trebuie să-l întrebăm, mai să interveni pe telefon. Puțin, deci e Tunelul. Acela film de război. Război, armata... dar e coproducție și Armata Sovietică și Armata Română se află pe același plan. Nu cum era în anii 50, în care noi mulțumeam umil armatei sovietice eliberatoare. Da. Era alt raport în 66 deja. Deci... De ce s-a întâmplat asta? De frică, domnule Ioan Muteanu. Lucru care a fost amendat de pildă de tovarășa Ecaterina Oproiu în acele stenograme, care spune, domnule, problema filmului nostru, tovarăș, este că e apolitic. N-avem curajul. Iar Eugen Mandric, și mai tare, spune în Scânteia, un mogul Eugen Mandric al cinematografiei românești, așa, malefic de altfel, care face o observație extrem de tare. Spune, în Scânteia am citit de trei ori mai multe subiecte tari și interesante decât în cinematografia românească din ultimii 10 ani. El nu vrea să crește filmul cât vroia să arate ce bună e Scânteia. Exact. Și cum e curajoasă Scânteia. Și cât adevăr, spune Scânteia. Și chiar era în perioada aia, în anii sfârșitul anilor 60, cu Dumitru Popescu, Scânteia era... Da, și perioada era mai de dezgheț, mai bună. Era de dezgheț. Da. În schimb, cinematografia românească nu se dezgheța. Rămânea în zona divertismentului facil. Și atunci, momentul 68, este momentul alegerii. Ce facem? Propagandă continuăm cu comerțul, cu facilul, ne ducem spre un Hollywood socialist sau trecem pe propagandă? Ăla a fost momentul națională, de basculare în cinematograf. Și raportul s-a schimbat sau nu? Raportul între interesant e, n-am mai făcut pe deceniile separat, dar per total
cele patru decenii de cinematografie comunistă, raportul este inversat față de Lenin. Da, da. 40% este propagandă, 60% nu cumva este divertisment, și din bani, ecranizări și mai departe. Vreau să mai scoată din investiții. Păi, că sigur că trebuia să mai scoți și din investiții. Că să da? Nu le mai dea bani, da. Că vin spectatorii și plătesc. Vin și plătesc. Ceaușescu a spus. Exact. Că în 82 a fost chestia asta. În 82 bani când la teatre, a început să taie și la scriitori, da, exact. Și la cinema, peste tot. De ce să fie plătiți de asta când ei au relații cu publicul? Da. Sau tăia banii la teatre, nu mai primeau salarii oamenii. În anii 80. Hai să vorbim despre un moment foarte puternic din istoria filmului românesc, Mihai Viteazu, care a adunat în el foarte multe tensiuni, foarte multe poziții importante pe agenda propagandei lui Ceaușescu. Ce a fost acest film? Care a făcut succes de casă? Lumea a intrat și astăzi se dă cu succes. De ce îl considerați film de propagandă? El fiind un film istoric, plasat în context istoric. Adică pentru spectatorul de astăzi pare greu de înțeles de ce... Era film de propagandă. Da. Este film de propagandă pentru că personajul lui Mihai Viteazu este modificat cu mare finețe de către Titus Popovici, fapt care m-a făcut pe mine să-l numesc Mihai Titus și nu Mihai Viteazu. Că Mihai Viteazu al lui Titus Popovici. Exact, da. Care e altceva decât Mihai Viteazu, cel personaj din istorie. Istoric. Exact. Deci, cum era Mihai Viteazu real? Cum e în filmul lui Nicolaescu Popovici? Păi să ne uităm. Mihai Viteazu, cel pe care îl descriu toate manualele, sursele istorice, este un personaj profund religios. Cu adevărat un erou, un atlet al creștinătății în lupta cu turcii. Întotdeauna el și-a situat luptele sub acest semn al bisericii, alianțele la care a participat au fost sub semnul bisericii, el era perceput în spațiul balcanic ca un erou al transnațional, deci nu mai era român, era un erou transnațional al Balcanilor, al creștinătății, al luptei împotriva otomanilor de pe pozițiile creștinătății. El a făcut niște gesturi explicite, de pildă în sprijinul bisericii ortodoxe române. Și în Transilvania. În Transilvania, când a ajuns la Alba Iulia, după ce a cucerit Ardealul, a pus bazele catedralei mitropolitane de la Alba Iulia, catedrală ortodoxă. Deci a rezistat ofertei de a deveni... Și discuția cu împăratul Rudolf exact, a oferta... prevăzut... să fie protejat, să aibă aceleași drepturi creștini ortodoxi. Creștini ortodoxi cu catolici. Da, e limpede că tema religioasă nu putea trece de cenzura comunistă. Și că păi nu are niciun moment în tot filmul în care să se ducă în biserică, de pildă să îngenuncheze la altar. Doamne, mâine am bătălia cea mare, ajută-mă. Nu, el este pur și simplu Ceaușescu în 1600. Un secretar de partid cu probleme este acolo. Este dezbrăcat complet de această componentă extrem de importantă a personajului Mihai Viteazu. Apoi, un alt fals, clar, răspunde în film, ce armată ai? Când e întrebat de Sigismund. Toată țara, răspunde poporul, răspunde Mihai Titus. Fals, total! Armatele lui Mihai au fost armate de mercenari. Plătiți, soldați plătiți, în cea mai mare parte erau soldați plătiți. Profesioniști. Profesioniști cu banii pe care îi livrau boierii din exploatarea mușiilor cu iobagi pe ele. Să știți nici că vorbă de... timpul discuției astea s-a epuizat, dar vreau să vă pun totuși o întrebare. Și trecut o oră. Da, nu, trebuie să ne oprim la fix din cauza publicității. Dar vreau să vă pun o întrebare. Ce a rămas din 45 de ani sau dacă luăm în 48, din 41 de ani de cinematografie românească astăzi? Noastră, cred că sunteți singurul care ați avut curaj să vedeți toate aceste filme și să trageți o concluzie. Trageți o concluzie. Ce a rămas din toată această cinematografie astăzi? În raportându-mă la politic, pentru că această carte nu este o carte despre nu e istoria cinematografului românesc din punct de vedere estetic. Istoria propagandei prin film. Raportându-mă la politic, deci. Da. În România s-au făcut în perioada comunistă tot atâtea filme anticomuniste, câte filme comuniste s-au făcut. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, a fost Cristian Tudor Popescu și această carte, haideți să o vedem, Cristian Tudor Popescu, filmul surd în România mută. Trebuie să mergeți în librării și să o luați. Adică, ca să fiu toată totuși înțeles. Memoria și amintirile noastre sunt aici. Ca să fiu totuși înțeles. S-au făcut 5 filme
anticomuniste, anticomuniste, da? Antisistem, să-i spunem, și 5 filme de propagandă reușite. Am înțeles. Publicitate și apoi repriza a doua emisiunii noastre 3x3. Curajul inspiră evoluția. Iar noi, alături de cea mai mare echipă de specialiști, am avut curajul de a investi pentru a deschide noi drumuri și de a ne diversifica domeniul de activitate pentru a asigura fiecăruia energia de a merge mai departe. Iar astăzi, susținem activitatea a milioane de români, pentru că am avut mereu curajul de a privi spre viitor. Și asta ne motivează să continuăm. Petrom. Investim în energie. Investim în viitor. Televizorul trebuie să fie cea mai mare distracție. Mai ales dacă poți alege din cele peste 100 de canale digitale. Sau să înregistrezi și să revezi toate fazele preferate prin opțiunea DVR. Sigur te vei distra cu cele mai multe canale HD sau cu experiența unică a televiziunii 3D. La UPC ai peste 100 de canale digitale, net de 20 mega și telefonie fixă nelimitată seara și în weekend pentru doar 59 de lei. Câteodată, o singură mișcare e de ajuns pentru o zi perfectă. Descoperă prospețimea ingredientelor învelite într-o tortilla bună de tot. Crispy Chicken McWrap și Classic Beef McWrap. Prinde gustul wrap and roll. Încă un motiv de optimism de la McDonald's. Ștefano Dobleja a pus bazele ciberneticii moderne, supranumit, cum altfel, părintele ciberneticii. Iar Nicolae Paulescu e adevăratul inventator al insulinei, substanță care și astăzi salvează mii de vieți. Și dacă nu era Henry Wanger, inventatorul avionului cu reacție, nu traversam Europa în numai câteva ore. Chiar și astăzi suntem recunoscuți pentru inovare. Iar inovarea poate ajuta și la dezvoltarea afacerii tale. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică dezvoltă instrumente și structuri pentru a susține inovarea în mediul antreprenorial. România inovează! Pentru toți cei care s-au gândit că viața nu vine niciodată cu protecție inclusă, e timpul să faceți pasul către noi standarde în asigurări de viață. Veniți la AXA Asigurări. Aici suntem mereu atenți, disponibili și de încredere pentru voi. AXA Asigurări. Redefinim standardele. Prostata îți dă alarma. O capsulă de Prostamol 1 pe zi timp de 3 luni ameliorează problemele datorate unei prostate mărite. E timpul pentru Prostamol 1. Acționați din timp. Nu așteptați. Acum comunici nelimitat în rețea cu abonamentul Cosmote XXL cu cele mai multe beneficii incluse de pe piață. În plus îți oferim Samsung Galaxy Fit, smartphone-ul care te conectează rapid la rețelele sociale preferate și îți permite să faci mereu poze reușite cu camera de 5 megapixeli. Alege-l acum cu numai un leu la abonamentul Cosmote XXL. Ai toate motivele să alegi rețeaua numărul 1 în portabilitate. Cosmote, lumea noastră ești tu! A fost odată o pădure bântuită de monștri gerului. Ei făceau drumul să pară un coșmar alunecos. Atunci a venit omulețul Michelin și le-a oferit tuturor noile anvelope Michelin Alpin, cu distanța de frânare redusă cu 5%. Și monștri gerului s-au prefăcut în creiesele zăpezii. Noile anvelope Michelin Alpin reduc distanța de frânare cu 5%. Michelin, un mod mai bun de avansa. Gândește-te la o mașină germană. O mașină cu 3 moduri de condus. O mașină cu faruri adaptive inteligente. O mașină cu o dinamică extraordinară. Acum, uită mașina la care te gândeai. Opel Insignia, cea mai apreciată mașină pe care am construit-o vreodată. Pentru pilotul din tine, varianta Insignia OPC. Opel, wir leben Autos. Sexy, sexy, ofertele astea de la Arsis. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Eu mă gândeam că sunt tare ofertele și că am găsit cadoul perfect de Crăciun. Și
La Arsis ai cele mai sexy oferte de sărbători. Nokia X201 la doar 19 lei și Huawei G7300 la 65 de lei. Mr. Muscle, super om de știință. Of, chiuvetă înfundată, ce chin! Eu am soluția. Mr. Muscle! Exact, Mr. Muscle instalatorul gel. Nimic mai dens, acționează în forță prin apă și dizolvă complet depunerile. Wow, mulțumesc, Mr. Muscle! Mr. Muscle instalatorul gel, știința curățeniei în forță. Noi aici la Țaga luăm lapte proaspăt și gustos din Ardeal și îl pregătim cu pricepere încât să iasă o brânză strașnică. Apoi avem grijă de fiecare bucățică și așteptăm cam 3 săptămâni până prinde culoare și gust. Napolact, brânzeturi ca odinioară. Germanos te aduce la zi cu tehnologia. Cu Samsung Marvel, surprinzi cele mai frumoase momente cu camera foto de 5 megapixeli, iar dacă alegi Samsung Star 2 Duos, ai două telefoane într-unul singur. Alege-ți preferatul pentru numai un leu la abonamentul Cosmote XL și ai cele mai multe beneficii incluse de pe piață. Germanos. Te conectează cu tehnologia. Stimați telespectatori, repriza a doua a emisiunii noastre, Alteța Sa, Principesa Margareta și Alteța Sa, Principele Radu, în studioul nostru, Miruna Munteanu, în continuare, mulțumesc, rămas cu noi până la sfârșitul emisiunii. Ce mai faceți? Nu v-am văzut de la 25 octombrie 2011, când Maestatea Sa, Regele Mihai, a sărbătorit 90 de ani de viață. A fost așa un mare eveniment pentru toată societatea românească. Și când persoana regelui a devenit pentru toată lumea, chiar cine nu știa sau știa puțin, extrem de important. Ce ați făcut în acest interval? Este o lună și o săptămână. Da. Am continuat cu jubileul, fiindcă 90 de ani Majestatea Sa îi sărbătorește tot anul, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Și au fost câteva noi lansări făcute de instituții ale statului, Societatea Română de Radiodifuziune și Televiziunea Națională, au scos filme, sunete, cuvinte și imagini. Dați-mi voie să vă opresc un minut. Anul Regelui, iată, unul din aceste evenimente, carte pe care ați văzut-o și la Târgu de Carte, se găsește în librării și în slujba voastră în toate timpurile. La această lansare am și fost, cred, la sala radio. Da. Dar mai avem Jubileu Regal Regele Mihai la 90 de ani de făcut de Televiziunea Română și aici este muzica favorită, da, a regelui nostru, muzica is the King Music, pe care am și ascultat-o, este foarte, foarte frumoasă și plină de evocare. Am fost foarte curios să știu care este universul muzical al regelui Mihai. Ce ascultă atunci când vrea să asculte cu Regina Ana? V-am întrebat, mă iertați. Nu, și acum pregătim Crăciunul, când vor fi un nou rând de întâlniri și de evenimente. Nu ne-am oprit pe scurt deloc anul acesta. Pot să vă pun o întrebare mai rea? M-am uitat la 1 decembrie. Unde este Regele Mihai? La București, la Arcul de Triunf, la Alba Iulia? N-a fost nicăieri. De ce? Era în Elveția. Și putea veni? Da, e adevărat. Dar s-a gândit să nu vină. De ce? Nu s-a gândit să nu vină. Era foarte, foarte ocupat cu ziua lui. A durat mai mult, 2 săptămâni. Era puțin obosit, cred. Eu nu am la 90 după de aceea. Ani. Da. Da. Totuși. Dar nu, adică a fost ofensat că s-au întâmplat anumite lucruri în spațiul public românesc care l-au nemulțumit sau că nu a dorit să se afișeze cu niște politicieni care nu au o foarte bună imagine în momentul ăsta și nu sunt foarte stimați de opinia publică. A ieșit în evidență mai mult absența, fiindcă s-a vorbit mult despre Majestatea Sa acum în ultimele luni, dar regele n-a fost niciodată la 1 decembrie, nici la Arcul de Triunf, nici la Alba Iulia, niciodată de 22 de ani. Nu e acum... A fost în linia unei tradiții, să spunem. În linia unei tradiții. Nu fie aici de 1 decembrie. Regele sărbătorește 10 mai la Palatul Elisabeta, Garden Party, când reprezentanții comunităților țării vin și sărbătorește, ca și ziua de naștere, o sărbătorește de fapt la Sfântul Mihai, atunci sărbătorește public ziua. Tot așa și ziua de 1 decembrie, pentru Majestatea Sa rămâne ziua Marii Uniri. De 10 mai.
De ce mai rămâne pentru el ziua noastră? A fost o distanță față de... Da. Această sărbătoare hotărâtă în decembrie 89, care nu este în tradiția Regele respectă, românească. Desigur, decizia noastră, celor care au acceptat noile aranjamente constituționale, dar și respectă mult ziua de 1 decembrie, o zi în care bunicul și bunica lui au făcut istorie. Dar consideră 10 mai ziua națională. Să spunem că la 1 decembrie a avut loc adunarea de la Alba Iulia, dar în același timp lucru ușor neglijat astăzi, regele Ferdinand și regina Maria intrau în București, întorși din refugiu de la Iași. De 2 ani. Doi ani fără o săptămână. Fără o săptămână. Da, părăsit la începutul lui decembrie capitala și s-au mutat la Iași. Da, a și răspuns odată la această întrebare majestatea sa. Poate că e mai bine să răspundem cu cuvintele lui decât ale noastre. Vă rog. Regele a spus cea mai importantă sărbătoare a omului e ziua lui de naștere. Cea mai importantă zi a unei țări e ziua ei de naștere. Și ea s-a născut atunci când a devenit independentă. Da. De aceea... România modernă cred că a apărut la 10 mai 1866 când Carol, venind din Germania, a depus jurământul în dealul Mitropoliei, atunci dealul Patriarhiei, de credință pentru țară și a dovedit în toată perioada în care a fost patronul de la București o mare credință pentru poporul român. Dar vreau să vă pun o întrebare tot așa, neplăcută. A fost o discuție, dacă vă amintiți, și am să întreb întâi pe Miruna Munteanu, gazetar, care a urmărit cu atenție ce s-a întâmplat. A fost discuția că Biserica Ortodoxă și capul ei, Patriarhul Daniel, nu s-a întâlnit cu regele Mihai, nu a participat la aceste ceremonii. La un moment dat, Patriarhia a dat un comunicat că va exista o întâlnire. Ce s-a întâmplat? Nu știu dacă a existat o întâlnire între patriarh și... A fost. Nici eu nu știu, ca jurnalist nu dar absența patriarhului din Parlament, că de fapt oficial vorbind, acela a fost momentul culminant discursul regelui în Parlament. Și acolo prezența patriarhului ar fi fost obligatorie din orice motive. Dacă putem să vorbim strict de protocol, putem să vorbim de tradiție, putem să vorbim de relațiile istorice dintre monarhie și Biserica Ortodoxă. A fost un gest care a dat naștere la foarte multe comentarii, inclusiv în urmă cu vreo două zile am citit comentarii destul de răutăcioase cu privire la recenta decorare a patriarhului de către ministrul de interne, mi se pare. Confund. În orice caz a primit o decorație de la un politician al puterii. A fost un pas greșit al bisericii din și al capului de vedere al s-au întâlnit patriarhul și maestatea sa în acest părusemnet un comunicat că se va produce de pildă probabil în 8 noiembrie. Știu că regele a și plecat foarte repede după asta. Da. Nu s-au întâlnit. Însă, știți, spre deosebire de nunta de diamant, când sărbătoarea era de familie, cununia dintre doi oameni este o sărbătoare eminamente de familie, și atunci majestatea sa a simțit profund lipsa bisericii din ceremonie. Trebuie să spunem că în 1927 el a fost uns, nu? Da. Atunci când a fost declarat rege, deci, rege minor, este adevărat, cu o regență, dar este unsul lui Dumnezeu. Știți că este singurul care poate să treacă în altar dintre civili. Așa este. Biserica nu putea să ignore. Atunci, acum 3 ani, majestatea sa a resimțit profund lipsa momentului religios la nunta de diamant după 60 de ani, fiindcă unul din motivele pentru care a trebuit să plece pe 30 decembrie 47 a fost faptul că a anunțat căsătoria sa cu principesa Ana de Bourbon. Și guvernul comunist a grăbit plecarea lui ca acest lucru să nu se întâmple. Există și mărturii scrise în acest sens. Pribăgia lor de 60 de ani a început cu o căsătorie făcută în exil, după ce mai toate cancelariile europene și chiar case regale refuzau
să găzduiască evenimentul. S-a întâmplat la Atena, da, în ultima clipă, pentru că regele Pavlos, care era unchiul lui, a spus nu se poate continua la infinit acest lucru, veniți la mine, nu se poate, acești doi oameni tineri trebuie să căsătorească. Care avea o vină, era doar rang regal. Era. Și după 60 de ani, această rezistență formidabilă a cuplului, care a înfruntat vremurile și vremea, și după 6 decenii sunt tot împreună, aveau nevoie de această reparație morală. Cununia lor trebuia să se întâmple la București, în sfârșit, în ceasul al 12-lea, al 1200-lea, și nu s-a întâmplat. Acum, la 90 de ani, e altceva. Sărbătoarea de 90 de ani a regelui e o sărbătoare națională. A fost o sărbătoare a întregii societăți românești și aici fiecare din cei care au simțit că fac parte din ea au venit. Da, sigur, eu de asta și spuneam că oricum mi se părea foarte puțin probabil să fie avut loc o întâlnire secretă între majestatea sa și patriarh. Dar nici nu ar fi avut importanță, pentru că important era simbolul momentului. Important ar fi fost simpla prezență, dar asumată într-un spațiu public, în spațiul în care se decide teoretic viitorul politic al țării, în Parlamentul României. Momentul ăla nu trebuia ratat. În rest, mesaje protocolare sau amabilități de conjunctură nu cred că au foarte mare importanță. Nu cred că patriarhul putea să lipsească din Parlament în momentul discursului. Iată că a putut, da. A putut, dar... Vreau să vă întreb unul. Cum de veți face sărbătorile? Da, să vă știm. Și vine și regele? Ba da. Vine. Să vină. Dar veți rămâne acolo, nu vor fi un șir de evenimente? Nu prea facem asta în fiecare. De fiecare Crăciun suntem acolo mai puțin mai calmi. Două lucruri vreau să vă întreb. Când vine regele în țară? Va fi cu cât înainte de Crăciun? 19 sau 20, așa ceva. Timișoara Săvârșin sau București Săvârșin? Timișoara. Direct. Direct. Da. Al doilea, cu ce veți face? Cum va fi Crăciunul la Săvârșin în prezența regelui Mihai? Mai mult la ce v-ați gândit? Da, sărbătoare de familie mai mult decât altceva. Și să ne întâlnim cu sateni de acolo, cu oameni. Vine și Principesa Maria, vine din Santa Fe, da, de acolo. Departe. Da. În acest an, nu știu, Nicolae a spus că poate va veni, dar nu știu dacă are timp, a mers la schi. Deci vom fi în familie și după aceea o să mergem, evident, la biserică. Asta înseamnă sarmale, înseamnă porc, înseamnă curcan, șorici, curcan. Nu mâncăm. Nu. Curcan. Deci nu mâncăm porc. Și plum pudding. Știți acesta? Da, da. Plăcită de... Nu, e ceva grea. Da? Deci trebuie mai puțin așa. Da, mai puțin. Primim colindătorii. Foarte mulți colindători în din acest an. Din toată țara. Și aducem niște pachete... pentru... Care se dați colindătorilor, normal. Și, mere, și, covrigi, nu? Da, da? Și oamenii din jurul satelor. Cum faceți bradul? Unde îl faceți? În salonul mare. Nu în faceți mare. Un curte mare pentru cei din sat? Nu. Nu, mai ușor înăuntru. Da, și se vede din afară, la fereastră. La fereastră. Și este o firmă specială care au pus luminele peste tot. Știți că s-ar putea să nu fie zăpadă, după cum ne spun meteorologii. Anul trecut? Anul trecut era mult zăpadă. Multă zăpadă și a fost feric. Și pentru niște persoane mai săraci care sunt în jurul nostru, o să aducem niște cadouri de Crăciun, pentru, mai ales pentru bătrânii sau copiii care nu au. Asta majestatea sa face în fiecare an. Da. Ia mașina și... Și apoi Revelionul, 25 în 31. Tot. Rămâneți da. Toată da. Săptămâna la Săvârșin. Da. Regele va merge la Cluj sau la București sau la nu, Iași? Nu, sau... nu. Se duce doar în sat. Este un eveniment privat. Pe 25 participă la slujba de Crăciun la biserica din comună. Vreau să vă întreb un lucru, să facem puțină istorie. Anul ăsta a fost anul regelui, pur și simplu anul regelui, dar el a fost nu numai acest prilej la 25 octombrie de a ne aminti că a făcut 90 de ani, că este un mare rege și că a dominat istoria secolului 20 pentru români, cu destinul lui așa cum a fost, ca și al României, două destine tragice într-un fel. Dar a fost un moment în vară, la 22 iunie, când președintele Traian Băsescu a făcut o afirmație care a revoltat multă lume, chiar oameni foarte apropiați de cercurile puterii sau care nu aveau simpatii monarhiste sau față de regele Mihai, în legătură cu, exact ce a spus noastră mai devreme, 30 decembrie 1947, când comuniștii au grăbit, de fapt, abdicarea forțată. Cum
am mai trecut și ceva timp, nu mai suntem în fierbințeala acelei săptămâni când toată lumea a avut o reacție vehementă față de declarații. Mai puțin Casa Regală. Casa Regală n-a avut nicio reacție în săptămânile alea, exact. Și au fost apreciate acum, pentru acum am dorit o reacție. Cum vedeți acea declarație? Cum ați simțit-o când ați văzut-o, ați auzit-o, ați citit-o? Cum ați resimțit? Cum a resimțit-o regele? A făcut o afirmație un coleg al domniei voastre, în fine, cu multă experiență, că s-a uitat din 1940, de când regele a devenit rege a doua oară, până astăzi, și a găsit 71 de ani de continuă atitudine publică, fermă, împotriva oamenilor puterii care acționau neconstituțional sau care făceau ceva ducând atingere statului român. S-a delimitat de Antonescu, în momente în care Antonescu era atotputernic, s-a delimitat apoi de toată perioada conducerii comuniste, atacând și... De interviu de la Londra, conferința de presă la Londra în martie, și 48. Greva și greva regală. Da. Delimitându-se de Dej, de Groza, pe urmă de ceilalți de până în 89, de la BBC sau de la Europa Liberă, iar după 89 până în 97, când a putut veni în țară, vă aduceți aminte ce critici aspre au fost uneori chiar și aduse guvernării în 96-2000, și de atunci încoace, de fiecare dată atunci când a fost cazul. Deci, cred că singurul lucru care se poate spune este că neliniștea sa începe să existe atunci când ceea ce se întâmplă în spațiul public aduce prejudicii statului, României, și statului, instituțiilor ca atare. Restul, chestiunile de ordin strict personal nu-l deranjează prea mult, fiindcă are în 90 de ani o experiență fantastică la activ, nu cred că... Eu nu să vă spun o care cred că pe oricine ar afecta. Traian Băsescu, de fapt, l-a acuzat pe rege de trădare. Deci în momentul 30 decembrie, la prânz, marți, Palatul Elisabeta, Gheorghiu Dej, Petru Groza, primul ministru, șeful Partidului Comunist, l-au forțat, știți argumentul, cu 1000 de studenți care erau arestați și care urmau să fie masacrați, Palatul înconjurat de divizia Tudor Vladimirescu, Gheorghiu Dej avea pistol la el, sau Petru Groza? Cine știe acest detaliu? Petru Groza. Și l-a arătat ca să nu pățesc cum a pățit Antonescu. Da. I s-a spus. În aceste condiții nu a avut de ales. În ciuda acestor lucruri care istoric sunt atestate, Traian Băsescu a spus că regele a trădat. Eu cred că asta afectează pe oricine. Dacă îmi dați voie, lucrurile sunt chiar mult mai complexe de atâta. Când, lăsând la o parte incidentul ăsta, momentul pe care îl descrieți în detaliu, lăsând la o parte șantajul arhidocumentat cu cei 1000 de studenți arestați care ar fi urmat să fie omorâți în caz că regele nu semna atunci, dar regele cu siguranță avea deja informațiile suficiente pentru a-și da seama că soarta României era într-un fel pecetluită, pentru că... Decizia lui Stalin, de la Moscova. Până decizia marilor puteri, că nu Stalin singur. O vreme a existat speranța că americanii vor interveni și că e doar o situație temporară. Însă la nivelul înalt al statului deja exista clar conturată informația că nu va exista o intervenție salvatoare din partea Occidentului pentru a salva România de comunism și că fie că ne place, fie că nu, fie că partidele istorice continuă o vreme să mimeze jocul democratic, să fie lăsate să mimeze jocul democratic, lucrurile se vor duce încet, încet în direcția aia. Există un alt șef de stat, Harry Truman, care are altă părere și care în 1946 i-a scris o scrisoare... Altă părere decât Traian Băsescu. Da. Tot un șef de stat, al 33-lea președinte al Statelor Unite, și care a scris o scrisoare splendidă pe care a și semnat-o, e de fapt un fel de decret prezidențial, e un document care e în deschiderea cărții Lumea Regelui, în care are o părere puțin diferită. El crede că regele Mihai e un erou și mai mult decât atât, i-a scris această scrisoare când regele avea 25 de ani. Atunci a primit Legiunea de Merit în grad de șef comandor, cea mai mare posibilă decorație militară vreodată a Statelor Unite. Statele Unite e o țară.
Dar acum a avut vreo reacție, regele? Nu, 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 nu. Nu, bine. L-ați văzut liniștit? Foarte, pentru că el știe ce a făcut. El și știe mai este ce, încă ceva. Da. Majestatea sa, dacă primea această critică de la Ioan Paul al II-lea, cred da, că da, ar fi avut o insomnie. Nu, dar el știe. El știe cum s-a ce s-a întâmplat atunci. Da. El a reflectat, a avut ani de zile să reflecteze despre ce s-a întâmplat, a citit și tot felul de documente, deci el știe exact ce s-a întâmplat și nu poate fi afectat de ceva care nu este adevărat. Da, da, da. Și plus că e și un om cu mult simț al umorului, care vede bine să acolo, acolo unde da. Ridicolul depășește anumite cote, începe să râdă. De fapt... Dar eu v-aș spune un lucru simplu. Trădătorii în situația respectivă erau Petru Groza și Gheorghiu Deș, cozi de topor ale voinței lui Stalin. Da. Da. Și în spatele regii era întregul popor român, care urma să fie băgat în cazemate, trimis la canal, băgat în pușcării, problema cu pământurile confiscate, cu casele confiscate. Atunci era foarte clar cine era trădătorul. A început un proces de fisurare a instituțiilor statului atunci, cu aceștia a doi. Fost confiscate de bolșevici. Și de inoculare anumitor aberații în mințile oamenilor. Aveți chiar și o sintagmă care face epoca acum, de care ați introdus-o public cu domnia voastră cu niște ani în urmă. Acest proces n-a încetat nici astăzi. Există o mulțime de oameni astăzi, în zilele noastre, în 2011, care sunt încă victime la acestui fel de manipulare. De unii dintre ei, probabil că și cred, nu mai sunt foarte mulți, dar a fost o... Cu siguranță că sunt după 60 ani care propaganda încă aceasta. Mai cred propaganda dezinformare într-o vreme la care au fost expuși decenii. De 40 de ani plus 20 de ani nu li s-a spus care a fost istoria adevărată a României. Manuale de la copiii mici, de clasa 1 până în facultate. Și mistificarea aceasta n-a fost numai cu nuanță culturală. Ea a avut și un rost geopolitic, să spun. A fost pentru distrugerea fibrei naționale, nu numai a istoriei, așa pur și simplu. Ce a distrus comunismul din lumea românească de la plecarea regiului? A plecat în 3 ianuarie 1948. Sinaia, Brașov, Ungaria, Austria, zona americană. Da, spre 4, când a ieșit din țară era 4 dimineața. Aș vrea să amintesc că în acest moment, dumneavoastră știți foarte bine, soldații care au fost puși să păzească plecarea regelui din România au fost obligați să stea cu spatele la regele Mihai. Dar ce a distrus în 40 de ani regimul comunist în lumea românească? Cum era românul în anii 40 sau 30 și cum este el astăzi? Cum era societatea românească atunci și cum este astăzi? Eu cred că a distrus establishmentul, instituțiile. Elitele. Aceasta este cea mai mare distrugere. A distrus instituțiile, etica și convingerea că viața publică merge după reguli. Deja nu erau ele de mult înființate regulile, fiindcă înainte de venirea regelui Carol era o destul de mare debandadă în viața publică. Dar e principalul și cel mai grav rău pe care l-a făcut, cred. Au și ucis oamenii. Deci elita a dispărut. A fost dusă la canal, în pușcării, la Iud, la Sighet, la Galați. Da. Deci s-a distrus o parte din societate foarte importantă pentru viitor. Și s-a distrus tot felul de posibilității, potențialul. Potențialul uman al României. Și un anume instinct al binelui. Pentru că dacă, de exemplu, un copil vede o flacără, dacă din greșeală pune degetul și se arde, nu mai pune a doua oară. Noi punem degetul a doua, a treia oară și râdem atunci când ne doare. Râde celălalt. Da. Uite ce a făcut asta. În loc să-i atragă atenție. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în studio în câteva minute. A fost odată o pădure bântuită de monștrii gerului. Ei făceau drumul să pară un coșmar alunecos. Atunci a venit omulețul Michelin și le-a oferit tuturor noile anvelope Michelin Alpin, cu distanța de frânare redusă cu 5%. Și monștrii gerului s-au prefăcut în creiesele zăpezii. Noile anvelope Michelin Alpin reduc distanța de frânare cu 5%. Michelin, un mod mai bun de avansa. Do
De sărbători, primește și dăruiește. Bucură-te de gama variată de smartphone-uri de la Vodafone și alege cadoul perfect pentru tine. Transformă clipele speciale în momente de neuitat. Adună punctele bonus și bucură-te de propriul set de cristaluri Aliseo cu un discount de până la 55%. OMV, mai mult decât mișcare. Tati, uite! Și mami, unde e? Mami spală vasele, ca de obicei. Uită de spălatul vaselor! Descoperă puterea de curățare Finish și tehnologia de spălare Whirlpool Power Clean cu jeturi de apă sub presiune. Vei curăța perfect chiar și petele dificile de grăsime arsă. Petrece mai mult timp cu familia ta. Alege Finish și Whirlpool acum în magazinele partenere. La orice mașină de spălat vase Whirlpool ai un preț avantajos și un set de produse Finish cadou. Detalii pe mașinidespălatvase.ro. Revitalift Total Repair 10 de la L'Oréal Paris este o revoluție. Prima cremă completă de refacere a pielii de la L'Oréal. Riduri, tonuri ale pielii, fermitate, decolteu. Repară cele 10 semne ale îmbătrânirii printr-un singur gest. 10 probleme, o soluție. Nou Total Repair 10 de la L'Oréal Paris. Pentru că merităm. Doar în decembrie ai 15% reducere la orice cremă antirid L'Oréal Paris cumpărată. Cum s-a întâmplat? Tati a dat răceala lui mami. Mami lui Andrei, iar el mie. Cu un gust plăcut, Fervex reduce febra, durerea și desfundă nasul. Fervex. Umiți împotriva simptomelor răcelii. Uite-te la ei. Nici nu știi ce te face mai fericit. Să primești sau să dăruiești. Cel mai frumos e când te poți bucura de amândouă. Ce tare ar fi ca anul ăsta tot orașul să fie ca o familie și să simtă bucuria asta adevărată. Primește și dăruiește! Abonează-te sau reînnoiește-ți abonamentul la Vodafone și primești cadou la alegere minute și SMS-uri naționale sau internet pe mobil sau minute internaționale și pentru tine și pentru cineva drag. Vodafone. Încă de la primele semne de gripă și răceală, ia Nurofen răceală și gripă. Rapid și eficient, împotriva simptomelor de gripă și răceală. Ia-ți abonamentul Mega 8 și internet pe mobil și ai Samsung Galaxy Geo la numai 19 euro. Plus, cadou, 500 de minute și SMS-uri naționale pentru tine și 100 de minute și SMS-uri naționale pentru cineva drag. Vodafone. Să privim cafeaua diferit. Cafeaua poate fi o combinație de arome și un design extraordinar. Cafeaua poate fi știință. Datorită capsulelor inteligente care optimizează automat presiunea de 15 bari pentru a da cel mai bun gust întregii varietăți de băuturi. Nescafe Dolce Gusto. Cafeaua nu este doar neagră. Un anticalcar obișnuit se poate dovedi costisitor pe termen lung. Atât de mult? O mașină de spălat nouă este doar un nou început. Inundație, reparații care costă și costă. Folosește Calgon la fiecare spălare. O singură tabletă face cât una, două, trei tablete obișnuite. Calgon protejează de trei ori mai eficient împotriva calcarului. Știți cum e? Ca să faci economie, investești în calitate. M-ați convins? Merită, îl iau! Calgon e singurul recomandat de cei mai importanți producători de mașini de spălat. Nici nu începuse bine întrecerea când durerea m-a scos complet din ritm. Nurofen Forte conține doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă și acționează direct asupra sursei durerii. A acționat eficient, exact la timp. Nurofen Forte, ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sexy, sexy, ofertele astea de la Arsis. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Eu mă gândeam că sunt tare ofertele și că am găsit cadoul perfect de Crăciun. La Arsis ai cele mai sexy oferte de sărbători. Nokia X2 la doar 44 de lei și Huawei G8650 la 0 lei.
Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Haideți să vă zic un banc. Hai să vă zic unul cu pescar. Ce banc? Ce a căzut bulă la examen. Știți un banc, mă? Dacă ai un banc, trimite-l la noi. Întrece-te cu gluma. Să nu măriți praști. Undeva într-un sat, la o fântână. Trimite banc. Se plimba bulă cu stai-căsul de pașă. Ce e pur frumos și ai adus? Cum ai găsit? Trimite bancul. Auzi, câți bani îmi dai să te scoți de sugeratori? Trimite bancă. Trimite bancul. Trimite banc. Eu. Și eu. Trimite banc. Noi. Trimite bancul, mă. Suntem din nou în studio. Principe, ați spus așa în interviul la RFI. Ceaușismul bântuie enorm lumea cârmuirii românești. Traduceți în limba română. Da, da. Mai suntem încă bântuiți de fantoma lui Ceaușescu? Da, dar mă gândesc mai degrabă la elitele românești, nu la societatea profundă. Și anume, vreau să spun că vedem în continuare în sufletul nostru, în interiorul nostru, deși nu o recunoaștem cultural vorbind, suntem toți pro-NATO. Dar în sufletul nostru credem că România nu e o țară care poate fi guvernată democratic și că trebuie neapărat un tartor care să ne chinuie, fiindcă altfel nu ne putem face ascultați. Nu asta credem. Să spunem despre ruși. Chiar așa se mănânc cu nu, acel omul providențial. Omul providențial. Da. Am simțit asta de mult. Eu vorbesc de simplu. Vreau un om providențial. Nu, vorbesc de elite. Nu cred și că la elite să cred că mi-e teamă că elitele văd adică intelectualii vor un șef, un om providențial. Da. Adică nu ne face plăcere să vedem pe cineva care face de la bun început declarații că ar trebui respectată Constituția, că ar trebui aplicată democrația. Dacă vorbim despre faptul că, de exemplu, guvernul e cel care trebuie să administreze țara, nu altcineva, și că, și că parlamentul este cel care trebuie să dea legile și nu altcineva, lumea zâmbește, spune, da, așa ar fi în teorie, dar nu la noi. Acest dar nu la noi e ceva ce undeva profund credem. Da. Eu cred că nu e neapărat un semn că agreze această practică, ci poate doar un semn de realism, pentru că ești obligat să constați o stare de fapt. Una e că știm că, în teorie, lucrurile ar trebui să funcționeze într-un fel și citim cu toții Constituția, înțelegem cam același lucru din ea. Și alta e că, urmărind ce se întâmplă pe scena politică, ne dăm seama că lucrurile funcționează foarte departe de parametrii normali. Dar, esențialmente, dar e aceasta. E un fel de complex de inferioritate față de gir acestei practici. Avem complex încă față de acest mod. Ce fel de complex avem? De inferioritate. Față de acest... Noi românii. Nu, elitele românești. Numai la elite vă refer. Da, numai la elite mă refer. Pentru că tot românii au și complexul de superioritate și românii se cred buricul pământului. Și da. Asta societatea la... profundă, da. E un amestec foarte ciudat. De complex de inferioritate și complex de superioritate. Dar e și o timiditate în același timp. E și un fel de... E o latinitate amestecată cu ortodoxie, ceea ce e un amestec unic în lume, nu? De aceea și suntem la noi. Credeți că suntem mai meritoși, mai harnici, mai curați, mai ingenioși, dar că nu suntem în stare să arătăm asta altora? Nu, potențialul. Eu cred foarte mult în potențialul omul și femeie din România. Bărbatul și femeie. Bărbatul și femeie, da. Avem potențial. Avem un potențial imens, dar trebuie puțin disciplină. Trebuie puțin să ne gândim la alții, respect pentru noi în sine, asta e problema. Nu avem un respect. Să vedeți ce se întâmplă pe străzi, cum conduc oamenii, cum tratează copiii și câini și tot ce nu... Și vine din lipsa de respect? Da, cred că da. Am vorbit înainte de ce a distrus comunismul. Au distrus foarte multe și în interiorul. Respectul. Bravo. Sufletul românului, cred că a fost distrus. Da. De ce? De frică? De represiune? De...
sărăcie? De lipsa de speranță, pentru că nu am stat foarte bine la capitolul cărmuire. N-am avut lider, n-am avut one modele. Ceaușescu a fost temut, a ținut țara asta în mână 25 de ani, da. Cum a vrut el, da. Și cu familia lui și cu Petreștii, Ceaușeștii, este... mafie întreagă. Adevărul este că atâta vreme cât ne e jenă când trecem frontiera să arătăm ce scrie pe pașaport, ce țară scrie asta? Acolo, da. 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 Și punem degetul așa să nu se vadă, poate trece nevăzut de unde venim. Eu nu pun, dar să știți că într-un hotel, acum vreo un an de zile, am avut o dată o strângere de inimă și odată un șofer de taxi m-a întrebat de unde sunteți, că vorbeam bine limba și a simțit accentul, dar de unde sunteți? Era încântat că putem conversa. Și când ne-am spus România, tonul lui a scăzut puțin. N-am mai fost atât de entuziasmat de mine. Și oamenii simt. Nu mi-a păsat, dar am simțit-o. Oamenii simt acest lucru. Dar societatea românească profundă este mult mai abilă și mai rapidă, mai flexibilă decât credem noi. Pentru că și în satele cu cele mai dărăpânate case există antene satelit la fereastră și toată lumea are câte un telefon mobil la care citește știri. Atunci când ești reprezentat corect, omul o simte și începe să fie mândru de sine. E și un anume sentiment de nu știu cum să spun, așa, ca un fel de... Suntem un fel de orfani, ca să spun așa. Ai Europei sau ai orfanii noștri? Cam ai noștri, cam singuri, așa, da. De aceea cred că regele a crescut atât de mult în popularitate prin această aniversare, pentru că ea a spart anumite tipare, a mers dincolo, cum spuneați, de limita monarhismului, pur și simplu. A celor care erau fidel cauzei. S-a dus în societatea profundă românească și oamenii au văzut cam cum ar fi să fim reprezentați cum trebuie. Și le-a plăcut această imagine. Ce șansă are monarhia astăzi vis-a-vis de republica pe care avem? Noi avem o republică, aia bolșevică, pe care ne-au adus-o tancurile rusești. După Revoluție, prin ambele Constituții, s-a decis că forma de guvernământ este republica. Ce se întâmplă cu monarhia? Care n-a fost referendată, n-a fost supusă unui referendum, nici abdicarea în 48, nici Constituțiile, cele două variante, Constituțiile au trecut prin referendum. Constituția, dar nu a fost o întrebare specifică pentru forma de guvernământ. Doriți monarhie sau republică? N-a fost nimeni întrebat în România explicit dacă doresc oamenii monarhie sau republică. Și atunci trebuie să vă întreb, care sunt șansele restaurării monarhiei în România, dacă mai vedeți existența unui asemenea scenariu posibil, dacă ați renunțat la acest gând? Nu, n-am renunțat, dar în același timp nu vrem să forțăm nimic, că nu este corect, pentru că au fost niște alegeri democratice și respectăm democrația, dacă e ceva care respectăm, e asta. Dar în același timp, când noi mergem peste tot în România, simțim un sentiment care e puțin ascuns, puțin așa. Oamenii sunt gata, dar trebuie să fim aici pentru asta, să explodeze acest lucru. Adică oamenii credeți că au un simțământ monarhic mai accentuat decât în sau poate nu e monarhic, o vreme. E ceva care poate că ei nu pot să se explice, e ceva de mândrie de trecutul, de viitor, de au, vreau altceva. Da, știți că simpatia personală pe care o stârniți dumneavoastră, majestatea sa, este una și decizia de a trece la un alt sistem politic e cu totul altceva. Adică nu știu dacă aceiași oameni sunt pregătiți să schimbe sistemul. Să schimbe și nu știu dacă sunt pregătiți măcar să facă efortul intelectual de a se informa cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat schimbarea de sistem. Din nou, nu cred că e o problemă a României profunde, ci a elitelor ei. Dacă ați avea toată elita românească, dar în aceasta intrând și omul politic și omul de presă și omul de cultură și intelectualul și omul de afaceri, cu mulți bani, tot ceea ce înseamnă om care are o anumită putere față de celălalt. Dacă această parte a societății ar fi gata, s-ar face. Gândiți-vă ce... gata pentru monarhie. Da, dar acești oameni nu sunt în majoritatea lor pătrunși de această... Nu, bine, dar pentru asta nici nu putem să nu condamnăm pe nimeni, fiecare are dreptul la opinia lui. Da. Păcat că elitele astea nu au fost gata pentru o dezbatere serioasă și nu acum, când, din punctul meu de vedere, e puțin târziu, ci la începutul anilor 90, când dezbaterea asta chiar dacă avea foarte mult sens. Dacă regele s-ar fi întors în decembrie în România, în zilele alea fierbinți, când nimic nu era stabilit,
Dar cu cine? Nu ar fi avut nicio șansă. Nu. În dialog cu cine? Mea. Cu cine se poate? Da, nu. Oamenii care atunci au luat puterea, da. FSN-ul, diversi lideri. Nu, era absolut exclus. Nu. Dar mă gândesc că am un scenariu posibil, nu. Pentru că am citit destul de multe articole și cunosc oameni care au acest punct de vedere. Da. Că atunci putea să ieșim din Revoluție cu o monarhie. Suntem convinși că era absolut singura țară imposibil. Care a dat regele detronat în viață. Da. Deci era o restabilire a Constituției din 23. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după Revoluție în primii ani, este, din punctul meu de vedere, foarte limpede că nu totul a fost atât de spontan cum ni s-a părut nouă și că foarte multe lucruri erau controlate din culise în evoluțiile politice. Deci nu putea lua loc un dialog real în jurul formei de guvernământ. Absolut. Lucrurile fuseseră oarecum hotărâte, trasate ca evoluție înainte să se întâmple. Da. Și cred că încă era ură și ură în societate. Oh, da, ce este el va veni și ne mănâncă pe. Bine, a fost o ură și atunci, dacă vă amintiți, de moșier că vin să-și ia pământurile, de burghezi că vin să-și iau fabricile, de intelectual că vin să amenințe ierarhiile culturale intelectuale din. A fost așa. Și n-am în casă l-am cu soia. Asta e. Mai este să ne ia pământurile. Cred că încă o chestiune ce este strict răspunderea elitei și nu a societății profunde, și anume scoaterea discuției despre monarhie din sfera politică sau ideologică și trimiterea ei în zona practică organizatorico-administrativă. Argumentul este că într-o monarhie constituțională instituțiile merg mai bine. Nu e vorba de o formă de guvernământ favorabilă dreptei și sau cuiva, sau clan, și stânga sau care nu acceptă. De exemplu, în Spania democrația s-a consolidat monarhia constituțională cu stânga timp de aproape 15 cu ani. Felipe González. La fel, Norvegia și Suedia au stat cu stânga și coroana deasupra pe cap două decenii. Nu, nouă ne trebuie monarhia pentru consolidarea țării, nu ca să mai schimbăm o dată haina. Acum și pentru reconciliere națională este important. Cum ar fi o femeie pe tronul la București? Păi nu, cred că întrebarea asta vi se pune des. Ca la Londra. Da, ca la Londra. Ca la Haga. Ca la Copenhaga. Vă vedeți regină pe tronul de la București dacă ar fi o monarhie constituțională în România? Dacă. Foarte mult dacă, dar vreau să știu ce gândiți despre lucrurile astea. Da. Că vă o să gândiți fie la un ele. Lucru foarte bun, dar depinde și de poporul român, nu numai de elitele sau de voință politică. Trebuie să ca oamenii să simtă acest lucru, să fie bine. Da. Dar sunt multe femei care erau monarhi și a mers foarte bine. Avem regine. Avem actualmente două regine, Margareta, în lume. Una în Danemarca și una soția regelui bulgar. Da. Așa dar că numele e consacrat. Da, e mai important pentru noi să vedem că nu este o persoană, este o instituție, este un mod de a fi. Și asta e mai important decât România eu n-a avut nicio sau regină. Altcineva. Anglia a avut, Rusia a avut. Regina Maria a condus România. A condus-o, dar era în spatele regelui Ferdinand. Și mai era și Ionel Brătianu pe acolo. Și Ionel Brătianu, care trăgea toate sforile. Toate reginele noastre au fost adevărate. Puternice regine. Și Elisabeta. Și regina Elena. Regina Elena timp de 10 ani a scris acest deceniu al patrulea. A fost fundamental scris de ea. Da. Prin salvările de vieți de evrei, prin susținerea regelui, prin faptul că Antonescu o respecta și era una din puținele persoane în fața cărora nu prea mai spunea nimic. De altfel, există documente care atestă faptul că i-a spus că dacă nu face așa cum dorește ea, cu evreii pleacă. A spus în 24 de ore. Dar l-a amenințat că pleacă, ca să se oprească. Deci au fost femei puternice în familie. Și iar regina Ana este cea mai atipică și militantă dintre toate. Cum este să regina Ana, poate ne spuneți. Ia, se mătrânește că toată lumea. Era în baston. Da, am care văzut-o la durere operă, la pescările operei. Da, în spatele. Da. Dar face glume pe tema aceasta. Da, tot timpul. Foarte veselă, da, un personaj plin de umor. Da. Steny, cred că l-a ajutat și îmi spune, nu mai țin minte de nimic. Da. Cred că l-a a fost principalul reze pentru rege în exil. Da. Da. Am întrebat-o de una zi, majestate, știe să danseze regele? Și a spus da. Da? Ați dansat vreodată? Și regina a spus da. Da.
înapoi. Când? Și a spus în 1948. Și de câte ori ați mai dansat? Niciodată, o singură dată. Și a spus, nu e prea mult în 63 de ani. O dată, un dans. Da. În 1948. Da. La căsătorie, dansul probabil, da. Da, mirilor. Probabil, probabil. Da, da. Vreau să vă, să vă întreb un lucru. După acest eveniment care a fost 25 octombrie, simțiți că s-a schimbat ceva în felul în care sunteți percepuți când mergeți în sate? Da. Am văzut agenda, este foarte încărcată, tot timpul mergeți undeva. Da, da. Este atenția publicului schimbată? Se simte mult mai mult prietenie, căldură, încredere și curiozitate. Oamenii vin și vorbesc cu noi. Înainte am putut să mă plimb puțin anonimă, dar acum numai nu. Și nu vă place așa mai... Nu. Un prefer să fie mai discretă. Identificat pe stradă imediat, dacă... Puțin, da. Nu apăresc pe stradă, dar... Nu, dragostea pentru anonimat nu se potrivește bine cu rolul asumat și cu speranța oricât de utopică ar fi sau de îndepărtată, nu utopică, că într-o zi ați fi șeful casei regale. Da, știu. Am învățat puțin de atunci. Dar lumea care vine la palat, la Palatul Elisabeta, vi se pare că abordează un alt ton, este... E mai multă speranță. Situații, mai multă speranță. Mai multă speranță, mai multă... Ok, ce facem acum? Și simt că oamenii vor să fie o echipă. Sunt mai mulți? Au apărut oameni, figuri noi, energii, energii? Sunt mai tineri, din ce în ce mai tineri, sunt din ce în ce mai mulți, au din ce în ce mai multă încredere și... Toată această agendă de care vorbeați le și arată partea utilă a coroanei. La început, în anii 90, din grupul din care făceați parte, doreați această instituție din principiu. Acum ei o înțeleg din utilitate, nu numai din partea practică. Din partea practică. De ce ar fi bună? Dacă îl văd pe rege la Principele William la nuntă și văd că singurul român care e acolo e el, înțeleg utilitatea și înțeleg bine de ce el și nu altcineva. Adică de ce este important să ai un rege? Pentru că se conectează cu marile familii europene și poți să ajute țara. Și cu orice cancelarie. Pentru asta a fost judecata și cu Carol I. Da. Același calcul. Regele a fost și la Kremlin, a fost și la Paris. Nu, aveam o întrebare despre un scenariu care mi s-a părut amuzant, dar aș vrea să aud un comentariu din partea dumneavoastră despre posibilitatea ca prințul Charles să vină ca pe tronul României. Nu, dar am vrut să... Ce s-a schimbat? Alt lucru care s-a schimbat, vorbind de lucruri practice, ce putem să facem noi în punct de vedere practic, a dispărut puțin această ceață. Ce ciudat, ce e monarhie, e ceva, sau misterios, sau periculos, sau iubim. E mult mai practic acum, oamenii văd că nu este ceva misterios. Că poate să facă ceva pentru țară, pentru ei. Da, că nu este un fel de... ceva de departe. Dar și educația aceștia. Oamenii au asumat mai mult. Vine mai mult din interior și vin... Nu e rău. Monarhie și ce? Sunt mai liniștiți, mai senin în discuție. Putem să fim, mândri, putem să avem alt fel de țară, dar nu va schimba radical viața mea. Nu este ceva de temut atât de mult. Asta s-a schimbat. S-a schimbat. Am simțit eu, nu știu. Cu mai mare deschidere pentru... Da. Am văzut mai multe interviuri și uneori afișați un ton fie amar, fie foarte critic față de instituții. Ce nu vă place în societatea românească de astăzi? Pentru că am văzut mai multe comentarii critice vis-a-vis de pildă de felul în care Constituția, de fapt, prezidențializează puterea, îi dă, practic, o dimensiune monarhică. Nu se conduce de la guvern și din Parlament, în sensul rău. Da. Am văzut această discuție despre complexul de inferioritate al poporului român. Ce vă nemulțumește? Am ajuns într-un punct destul de critic la subiectul forța instituțională. Societatea românească în partea ei privată, adică cea liberă, s-a dezvoltat enorm. Suntem acum, de exemplu, într-un nou sediu. Aceasta este expresia faptului că libertățile cresc,
prosperitatea crește, conectarea lumii crește. Prosperitatea avem... crește în principiu că suntem în plină criză. Da, dar 4 da. Milioane din 20 de milioane de oameni au salarii europene undeva prin lume. Niciodată n-am fost atât de pătrunși de europenism la modul propriu, nu ideatic. Și atunci, și în condițiile acestea, partea administrativă, partea instituțională a țării, segmentul acela mic, dar determinant, care în fond care ia decizii și este din ce în ce mai slab. Lumea nu are încredere în el, el nu se respectă pe sine, competența... Vă referiți la stat, la guvern, da, la administrațiile, la ministere, da, la administrația locală? Toate felurile de a gospodări țara. De la primăriile cele mai mici până la marile cancelarii. Nu e vorba de o persoană sau de o instituție. Cred că a scăzut enorm competența, că a crescut și vârsta, media de vârstă, pentru că tinerii sunt mai toți plecați în sectorul privat sau sunt plecați pur și simplu, geografic vorbind. Și aceasta vulnerabilizează teribil. Avem în imagini majestatea sa, regele, în Parlament. Da. 25. Aceasta vulnerabilizează teribil viața publică. Dar nu mi se e pare un... că nivelul de competență este precar, da, da, că bugetele, da, nu sunt cele care trebuiesc, da, 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 relațiile, da, nu sunt cele și care... că personalitatea aflată în frunte, în orice fel de poziție ar fi, da, eu știu, un director general de o instituție, bibliotecă, eu știu, muzeu, ca să nu dau exemple periculoase, prea politice, ministere, da, sau... da. Au sentimentul că locul acela pe care stau este bun pentru a impune propria voință, în loc să aibă sentimentul că ei sunt în serviciul acelei instituții. Care servesc binele public. Așa cum, de exemplu... Ce s-ar putea face? Cred că ar trebui a avut un număr de 3, 4, 5, 6 personalități care odată ajunse acolo să dea bunul exemplu și am crezut în 2009... Deci modele și exemple. Și în 2009 am crezut că o soluție ar fi fost completa depolitizarea instituției Cotroceniului, care să redevină, chiar dacă nu se schimbă forma de guvernământ, un loc al statalității, nu un loc al politicului. Acesta a fost sensul candidaturii de acum 2 ani. Atunci, am crezut... Asta era următoarea întrebare. Am crezut că aceasta este o formulă de a începe de unde din locul cel mai vizibil, din locul cel mai... Ideea aceasta că tătucul, cel din frunte, el ne scrie viața tuturor, numai despre el e vorba în fiecare dimineață, de dimineață până seara, nu avem numai noi despre noi, o au și alții despre noi. Avem nevoie de un tătuc. Absolut. Un providențial. Îmi aduc aminte de oameni din străinătate, din Europa, care au venit atunci să poarte dialoguri cu mine în perioada candidaturii și atât jurnaliști cât și diplomați mă întrebau, sunteți siguri de ceea ce spuneți? Credeți că România poate fi condusă așa cum spuneți? Nu cumva credeți că e o discrepanță între ce vreți și ce se întâmplă de zi cu zi. Deci, la un moment dat, acest lucru trebuie să se rupă undeva. Pentru că când v-a venit ideea să candidați la președinția României? V-ați retras apoi candidatura după un timp, dar s-a părut ideea ușor trăznită. Adică... A fost o creștere în timp a acestei idei, pentru că din 2001-2002, de când am venit, din 2001, de acum 10 ani, la Palatul Elisabeta, a fost atât de pregnantă prezența noastră în societate, atât în București cât și în țară, cu agenda externă puternică, încât prin 2002-2003-2004 am realizat că, de fapt, noi facem un fel de acțiune regală în lipsa funcțiunii. Nu suntem în funcțiune, dar funcționăm totuși. Și văzând ce eficacitate are acest instrument și că oamenii au nevoie de el, chiar dacă nu cred în monarhie, chiar dacă sunt de stânga sau chiar dacă sunt de dreapta, ne-am gândit că instituționalizarea acestui efort ar fi un beneficiu pentru România, chiar dacă ar fi pentru 5 sau 10 ani. Și majestatea sa, în mesajul pe care l-a dat țării când a susținut, când mi-a dat, ca să spun așa, binecuvântarea pentru acest gest, a explicat, a spus, aceasta nu are legătură cu destinul casei regale, nici cu schimbarea viziunii mele, da, față a de fost forma percepută de... ca o mare contradicție, ca, da, un mod prin care Casa Regală într-un fel, da, acredita, da, validitatea sunt guvernării republicane. Sunt de acord că a fost, dar a fost explicat destul de limpede, atât de candidat cât și de suveran, care ambii au spus acest lucru nu se face pentru a schimba
poziția istorică a casei. În cazul utopic, în care dumneavoastră ați fi câștigat alegerile atunci și ați fi fost astăzi președintele României, ce se întâmpla din poziția de președinte? Ați fi militat pentru reinstaurarea monarhiei? Nu. Asta am spus-o chiar de atunci, că nu se intră pe ușa. Vă terminați mandatul și după aia spuneați acum... După un mandat de 5 sau 10 ani în care oamenii ar fi văzut cum arată o instituție a Cotroceniului cu adevărat statală și nepolitică, poate că ar fi vrut ei să se întâmple asta, nu trebuia să facă cineva. Trebuie să ne despărțim cu mult regret. Este ediția engleză Steliantă, Nase, Clienții Tante Barbara, și ediția spaniolă, tot Clienții Tante Barbara. Am primit aceste cărți, vreau să vă mulțumesc. Miruna Munteanu. Și când s-a tradus? Acum? Anul trecut a apărut în Anglia și cealaltă în Spania. Vă mulțumesc foarte mult, aceasta a fost ediția 3x3 din această după amiază. Vă doresc un weekend plăcut și nu uitați că la ora 18 urmează cea mai importantă ediție de știri, Realitatea TV. Brânza proaspătă Novacotici te așteaptă cu ceva nou, delicios, cules din grădină. Ardei gras! Savurează-o și tu! A fost odată o pădure bântuită de monștrii gerului. Ei făceau drumul să pară un coșmar alunecos. Atunci a venit omulețul Michelin și le-a oferit tuturor noile anvelope Michelin Alpin, cu distanța de frânare redusă cu 5%. Și monștrii gerului s-au prefăcut în creiesele zăpezii. Noile anvelope Michelin Alpin reduc distanța de frânare cu 5%. Michelin, un mod mai bun de avansa. Bine că ai sunat. Dar tu, mama, tu cum ești? Acum mai bine, mama. Mai bine. Televizorul trebuie să fie cea mai mare distracție. Mai ales dacă poți alege din cele peste 100 de canale digitale. Sau să înregistrezi și să revezi toate fazele preferate prin opțiunea DVR. Sigur te vei distra cu cele mai multe canale HD sau cu experiența unică a televiziunii 3D. La UPC ai peste 100 de canale digitale, net de 20 mega și telefonie fixă nelimitată seara și în weekend pentru doar 59 de lei. Nivea șampon antimătrață Pure Gloss elimină mătrața și oferă o strălucire minunată părului tău. Sistemul Liquid Clear elimină până la 100% mătrața, iar formula cu proteine din perle oferă părului tău o strălucire fascinantă. Șampoanele antimătrață de la Nivea. 100 de ani de grijă pentru piele, pentru viață. Noutăți de la Danone Disney. Surprize cu Mickey și Minnie. Acum pare de lofană și zmeu renăzdrăvană, noile iaurturi cu fructe Danone Disney. Yum, yum! Gustă-le și tu și votează-ți preferaturi pe site-ul nostru. Când trebuie să scapi de durere, ia Nurofen Express capsule moi. Acționează de două ori mai rapid și își face prompt și eficient efectul chiar la sursa durerii. Nurofen Express, de două ori mai rapid împotriva durerii. Cel mai bine atunci când ești alături de ei și vă bucurați împreună de gustul preparatelor naturale. Pastele Farfalle cu sos Basilico Barilla sunt o delicatesă italienească autentică, ușor de preparat. Mereu al dente, plăcerea de a fi împreună. Haideți și voi la noul magazin universal Dragonul Roșu, că e super marfă și e deschis de la 9 la 9 seara în fiecare zi, inclusiv duminica. Poți schimba obiceiurile de frigider. Inulina din nou iaurt cu fibre Nova Slim îți dă o senzație de sațietate de durată. Iar la micul dejun ai noul iaurt Nova Slim cu inulină și cu cereale integrale sățioase, fără zahăr adăugat. Începe ziua în formă cu Nova Slim. Imaginează-ți că toți bărbații cu pielea sensibilă ar renunța la bărbierit pentru a evita iritațiile. O soluție mult mai bună. Nivea For Men, balsamul aftershave numărul 1 în România. Cu o formulă îmbunătățită, balsamul aftershave sensitive calmează eficient iritațiile instantaneu. Aftershave balsam sensitive de la Nivea For Men. Ce vor bărbații?
Ce vor bărbații? Cadouri, normal. Baby, I'm cold. Baby, I'm hot. Redescoperă gustul special al iernii. Nesti Portocale, ceai delicios. Servit senzual și fierbinte. Sau obraznic de răcoritor. Câteodată, o singură mișcare e de ajuns pentru o zi perfectă. Descoperă prospețimea ingredientelor învelite într-o tortilla bună de tot. Crispy Chicken McWrap și Classic Beef McWrap. Prinde gustul wrap and roll. Încă un motiv de optimism de la McDonald's. Totul la îndemână. Apartamente la prețuri incredibile, începând cu 39.900 de euro. Ring Grand Residence, 031-106-1122. Ai auzit vreodată de cai romantici? Sania mea transformă orice cal putere în cal romantic. Decapotată, elegantă, o legi de mașină și romantismul este garantat. Reîncarcă și poți să-ți faci prietena fericită. Te frig? Mai vrei o pădure? Reîncarcă-ți cartela Cosmote cu minim 5 euro credit și poți câștiga Sania lui Smiley sau un Samsung Galaxy S2 pe zi la activarea celei mai tare extra opțiuni. Sună la 1234. Cosmote, lumea noastră ești tu. Când dispare parfumul, se pierde și prospețimea. Ambipur Trivolution este primul odorizant dinamic cu 3 arome proaspete complementare, care se schimbă la fiecare 45 de minute. Bucură-te de prospețime cât e ziua de lungă!